Polițiștii mehedințeni continuă șirul acțiunilor de verificare a respectării normelor de protecție. Peste 35 de societăți comerciale au fost verificate în doar 24 de ore și aproximativ 250 de persoane. Amenzile nu au lipsit nici de această dată și au avut o valoare de peste 15.000 de lei. Pe fondul numărului de cazuri de COVID-19 înregistrate pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul coronavirus, oamenii legii au continuat șirul acțiunilor de verificare a modului în care se respectă normele de protecție impuse. Având în vedere creșterile de îmbolnăviri pe fondul COVID-19, polițiștii mehedințeni, în colaborare cu reprezentanții celorlalte structuri, au intensificat activitățile de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legii 55/2020. Peste 35 de societăți comerciale și aproximativ 250 de persoane au fost verificate în ultimile 24 de ore. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenționale, dintre care 12 au fost pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de peste 15.000 de lei. Mijloacele de transport în comun nu sunt de asemenea omise. Polițiștii mehedințeni au verificat peste 64 de autovehicule.